Punem rugăciunea, da? Tu atingi Gigi, stai. Iartă-l, doamne, că nu știu ce faci. Ce faci, măi? Gata, liniște, domnilor. Doamne, miluiește, revoluie! Liniște, am zis! Bună seara, bună seara. Fiilor, stați cu minți. Hoții, jos cu verul. Iartă, doamne, că nu știu ce face. Să rămână, părinte. Băieți, v-am spus să păstrați liniștea, vă rog frumos, dacă se poate. Am zis să păstrați liniștea. Păi, să mă vii și pe mine, care fac. Ești înviat. Vă rog să treceți toți lângă bănci. Haideți, toți în partea asta, la bănci. Toți lângă bănci, pe partea băncilor. Domnul preot să stea la teșghea acolo, domnul preot. Toți peste bănci, haideți. Și vă rog să păstrați liniștea, să ascultăm slujba cum se cade, ca în biserică, vă rog. Cine nu poate, pleacă. Domnul polițist, stau în constantă fotograful. Imediat începe, vă rog frumos să luați poziție. Iată-te pe proștețea, că nu știu ce zic. Unde e părintele? Domnul polițist, am întrebat. O, domnul polițist. Iată-ți, doamne, că nu știu ce face. Doamne, iartă-mă, doamne! Ajutați-mă, domnule! E păcat dacă e droguri. Stai pe-ți, fiule. A plecat, că a zis că nu vrea să păstreze liniștea, dacă mai dorește cineva. Unde e pomenirea lui? Înveți pomenirea lui? Să rămână! Domnule, treceți pe margine, toată lumea pe margine și haideți să dea domnul. Domnule, domnul cu părul verde, pe margine am zis, să nu treacă nimeni de băncile alea, să putem să ascultăm în liniște, haideți. Domnul preot, vă rog frumos să dați drumul la sfințire. În Iordan, botezându-te, pupă crucea, pupă crucea, botezându-te, totu-a, pupă crucea. Închinarea trăirii s-a arătat, că glasul părintele a mărturit, iubite tine, numindu-te, și Duhul chip de porumb a adeverit, pupă crucea. Întărirea cuvântului, cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea a iluminat, mărire ție. Haideți, fiilor, pupați crucea. Pupați crucea, bă, pupați crucea. Pupați-i poala la popă. Acolo jos, bă, fiilor, fiilor, n-acolo jos, aici e sus e crucea, n-acolo, acolo e altceva. Am o întrebare, preoții statuate. Am fost la pucălie din greșeală, n-am... Domnule, vine toată lumea păcătuiește. Haide tot, zâmbiți la poză, zâmbiți la poză. M-am mânecat. Să fii iubit, fiule. Fă, fă. Mai aveți vreo slujbă pentru noi, domnul părinte? Nu mai, gata, 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 veniți acum la biserică duminică. Acum putem să protestăm împotriva lui Dragnea. Să vă spovediți. Să veniți la duminică la biserică să vă spovediți, hai. Opa, opa, fiule. Hai, aveți grijă, fiule. Domnule, dați-vă jos! Domnul! Domnul! Kentarul, îmi pare rău că ți-am dat gel, dar asta este, dacă nu puteți să ascultați, nu mai veniți, vă rog frumos. Am spus acolo clar să păstrați liniștea. Dacă eu vă zic să stați într-o parte și toată lumea stă într-o parte și tu ieși de dor, bă, stai acolo și tu ieși iarăși, ce pot să zic? Asta este. O să stai în gel. Zi mersi că nu ți-am dat altceva. E o chestie, băi, vezi că organizează cineva ceva, îți zici așa în minte, zici, băi, oare sunt în stare să ascult? Și vezi răspunsul și îți dă acolo, zice, primești răspuns. Nu, frate, tu nu ești în stare, că ești copil și ești candilou și nu. A, păi atunci nu mă mai duc. E o chestie simplă. Dacă vii, faci ce se cere, dacă nu ești în stare să faci, nu veni. Bă, preotul, Călin e pe Discord, știu că e pe Discord. Uite-l și pe ăla.